Revoluție la FC Rapid. De data aceasta nu mai ne pasă că e X, că e Y, că e sud, că e dreapta, că e stânga, că e sus, că e jos, că e extraterestru, că e iepure, sau că e om, sau că îl cheamă Moldovanu, Rațiu sau mai știu eu, Ianis Hagi. Vor pleca, vreau să fac aici curățenie înainte să ne dea iarăși afară FC Rapid și chiar vreau să forțez cu adevărat Champions League-ul. Ia uite, avem un buget de 56 de milioane, plus desigur ce vom mai face din vânzări. Chiar și cei doi ucrainieni așa i-am pe lista neagră, dar încă nu știu exact. Ca și transfer liste am pus pe ăștia bătrânii, pe Moldovanu și pe Rațiu transfer liste, dar am vrut să-l pun și pe băiatul ăsta transfer listit la 32 de ani, dar ia uite, a ales să se retragă fix acum. Speram să mai apuc un sezon cu el și apoi să-l vând, dar n-a fost să fie. Deci nu cred că o să pot să-l vând pe ăla și ca schimb iarăși nu cred că o să-mi iasă. Așa că ia să vedem primul lucru, să nu uităm că data trecută chiar am uitat să vedem ce jucători au rămas free agent pe cei pe care deja îi aveam aici pe shortlist și totodată vă reamintesc și vouă că poate ați uitat să dați click pe acel buton de like. Mulțumesc frumos! Deci, ia să vedem, avem așa un belgian ST de 80 overall, dar avem pe islandez și îl avem pe acest râb din Elveția. No, nimic interesant. Ok. Bun, bun, bun. Deci, cum ziceam, hai să vedem ce schimbări vom face. Ideea e să fim și atenți că parcă și văd chiar o să pățesc că data trecută să mi se ducă peste cap shotlist-ul și deja ia uite că au apărut câțiva care iarăși trebuie să le dau scout. Ah, bro, că pe ăla l-am ales fix pe ăla pe care deja l-aveam la scout. Bun. Am mai apărut și câțiva jucători din Belgia, din câte se și bine vede, având în vedere că Belgia nu este în acel top 9 clasat de cei de la EA Sports, ceea ce m-a surprins puțin. Am zis, serios, nu e Belgia acolo top, în acel top? Da, ok, mai bine pentru noi, să zic așa. Deci hai să vedem, cine știe, poate să fac reveniri, cum ar fi Zegrova, să vină înapoi Zegrova la noi la echipă. Cum ar fi asta? Ce părere aveți? Sau ia uite Mazilă, dă, ce scump e. Dar, da, hai să-i dăm viteză, nu vă mai rețin, direct trecem la treabă. Treabă bună! Lunin este lăsul meu pentru noua poziție de portar, logic. Pentru că ați văzut și când am mers pe shortlist și am dat de la cel mai mare overall în jos, el a fost acolo primul portar cu cel mai mare overall pe lista mea de nații care nu sunt din acel top 9. Și Moldovanu, mă rog, tot zic Moldovanu, n-are rost, așa, Vitek e aproape de overall-ul lui și ia uite, Vitek are 26 de ani, ăsta are 32, da, de mai reușește să prindă, eu știu, un transfer pe undeva, să facă treabă bună și să ne bucurăm așa cumva, să zic, de el. Să-l vedem că la o altă echipă mare, vreau să zic, mai exact. L-am dat pe Tsigankov, am avut noroc, 5 de milioane, cred că nici nu suntem pe minus cu acest jucător, a venit un sezon. Ba nu, ia că ne arată, bă, în sfârșit jocul ăsta, cretin. Chiar că am făcut profit pe el, ești nebun, n-am știut. L-am cumpărat cu 35 de milioane și l-am vândut cu 55 de milioane, profit fix, rotund, 20 de milioane pe el. Wow! Și ia uite, pleacă și Horatiu Moldovan la Benfica. Îi urăm mult noroc, că Benfica e chiar o echipă care chiar îmi place mult din Portugalia. Tot am vrut să fac o grimut cu vreo echipă din Portugalia, dar mi-e și greu câteodată de ales între Sporting, Benfica, chiar și Porto e nice, dar da, nu știu de ce n-am fost niciodată fan neapărat Porto, având în vedere că Porto parcă are o istorie interesantă și cu juniori și cu jucătorii care a avut și cu antrenorii care a avut. Doamne, doamne! Ia uite, vorbind de Sporting, vine Sporting interesată de Rațiu și totodată și Nottingham Forest. Hai să intrăm în negocieri și cu aceste două echipe și să vedem. Foarte interesant este că, cred că suntem prin 2031 deja, sunt multe echipe de astea, să le zic, mici, care au devenit mari. Luton Town mi-a oferit și ea 55 de milioane pentru Tsigankov. Am stat și am zis, băi, ești nebun, vorbesc serios de Luton Town. Păi a fost aia de la Coventry din Liga a doua, de mi l-au luat pe Zegrova cu o grămadă de bani. Da, n-am ce zice decât că
uimit ce se întâmplă aici în joc și da, ia uite, Sporting acceptă 35 de milioane pe acest jucător. Forță, uite ce tare ar fi, Holață Moldovan deja la Benfica, Rațu să meargă și el la Sporting, uite, ne facem o mică, hai bă, serios, vine Benfica pentru Giannis. Știi ce? Nu e de vânzare, chiar că am reînnoit contractul, dar știi ce, bă, cum s-a întâmplat toate fazele astea de, uite, tot vând români în Portugalia, hai mă, dă-te și tu. Ce tare, bă, facem o mică filieră de români acolo în Portugalia. Da, ia uite, nu vreau să pice tot transfer, 35 de milioane pentru Prinț, țac, pac, eu nu sunt happy cu 35 de milioane, ce să mai, Boloca, ia uite, la Lecce, bă, ce fain ar fi să vină și pentru Boloca, nu-i transfer, este nici Boloca, dar, na, vin ofertele, ce tare ar fi să fie ăsta, să vină toată echipa din Portugalia, pe bune, cred că dau legit, cum să zic, prioritate echipelor din Portugalia, dacă mai vin așa la jucătorii de mei, foarte, foarte tare asta, dar stai să mă uit pe echipă, știi, să am și rezerve încât să pot să-i vând pe ăștia, bun, bun, ok. Deci, hai să căutăm atunci un alt jucător pe RB, având în vedere că deja ne-am înțeles acolo și Rațu va pleca, ia uite, va pleca chiar și Giannis, doamne, doamne, când am zis că fac curățenie, chiar fac curățenie, bro. Din nou am făcut acea schemă, am mers de la cel mai mare overall în jos și primul RB care mi-a ieșit așa pe listă este Pantea, care a ajuns la Manchester United, care am zis, bă, ce chestie, că am mai avut câteva career moduri în care chiar rețin fix că Pantea s-a transferat tot la cei de la United. Ce chestie. Iar dacă facem o scurtă comparație între Rațu și Pantea, vedem că, uite, Pantea deja e mai rapid, nu are la fel shooting, dar nu contează, passing mai bun, dribbling mai bun, defending-ul, na, foarte mult am insistat cu Rațu acolo pe defending, sper că așa voi face și aici cu Pantea și că și el va evolua foarte bine, totuși, uite, diferență de ani, 26 de ani. Și foarte bine, ia uite, mai luăm și români, nu? Să fie clar aici, ia uite, uite, Borza, Grameni neapărat o să rămână, cred că și el intră așa în acel colectiv, știi cum e, Rahmani și Borza, jucători pe care nu îi voi vinde așa cu ușuriță foarte mare. Dar e bine, hai să vedem dacă vor pleca și românii noștri în Portugalia. Rațiu, ia uite, pleacă 35 de milioane și l-am luat pe Pantea cu 25, lol, deja faci o treabă bună, pe profit, știi cum zic. Foarte bine, Rațiu, îți ură mult noroc în noua ta adventură acolo în Portugalia și acum cred că e celălalt, acum cred că e, nu, ba, Eli, Hagi. Giannis la Benfica și el 35 de milioane. Forță, bă, câți jucători am vândut deja acolo. Super, super, super. Bugetul nostru este 128 de milioane, dar chestia e că trebuie repede să ne mișcăm. Trebuie un cam foarte bun și trebuie și un jucător pe RV foarte, foarte bun. Ok, forță, Mazilu, Adrian Mazilu este alesul meu. Cred că, ia uite, fix cât am obținut pe Țigancov, am dat fiecare bănuț pe Mazilu. Foarte greu a fost aici la negocieri, dar într-un final, ia uite, că am reușit să-l aduc pe acest jucător. Chiar tindeam mult să-l aduc așa pe Zegrova înapoi, dar am văzut 31 de ani spre 32. Mai ales că era cam la același overall el 85, Mazilu 84 și pe aceea nici nu se compară Mazilu la 24 de ani, am zis, știi ce, no, hai, continuăm și din nou un alt român ni se alătură aici și uite, Pantea și Mazilu, lol. Regele va fi înlocuit de regele Ungariei, prințul Ungariei, hai să zicem așa, Cristian Listes, ungurul cu care ne-am mai întâlnit odată în aceste minunate career mode ale noastre, nu mai știu, în FIFA 23 sau chiar acum în 24, dar nu mai știu că tare multe career mode-uri fac. Și da, este un jucător excepțional care evoluează foarte bine, acum a ajuns la 85 overall, uite, la 25 de ani și am zis așa, noul prinț al Ungariei, pentru că da, în idee nu prea se aude așa de el, dar este văzut ca și un jucător foarte interesant, ca și un fel de Szoboszlai, doar că Szoboszlai chiar avea perspectiva aia media pusă pe el de mult timp. Și în momentul de față nu mai avem buget, chiar am negociat, până la sânge, așa, până la final,
Nu tare mai avem bănuți, din câte s-a și bine văzut. Deci, banca de rezerve, habar n-am dacă vă voi schimba. Totul depinde de ce alte oferte vor mai veni, dar în idee cam asta ar fi așa, să zic, noua echipă. Am schimbat portarul, avem acum unul de 84, Pante acolo, fresh pe râbă, Listes, altceva acolo pe cam că Ianis. N-a fost ăsta cărui mădurul, știu că în alte cărui mădurul mi-a evoluat un picuț mai bine. Știți cum este, poți să iei același jucător în diferite cărui moduri și în diferite cărui moduri îți evoluează diferit și respectiv joacă diferit. Pe bune. Și da, ia uite-l pe Mazilu, care chiar am speranțe mari și așa Mudric mai e încă o șansă, așa, încă un sezon. Doamne ajută, știi, chiar la propriu pugni-te și roagă-te că ești ușor pus pe făraș. Ia uite, Ajax vine aici cu o ofertă pentru Mudric, dar nu știu să-l vând, să nu-l vând. Știi ce? Dacă mi oferă Ajax 100 de milioane, îl dau. Hei, simplu, dacă îmi dai 100 de milioane, ți-l dau. Atât de simplu. Simplu, 100 de milioane și altă. Hai să vedem, 100 de bețe. Stai să vezi ce se enerveze. Nu s-a enervat, chiar că mi oferă alt jucător cu sell-on clause, cu nebunii. E burmaz. E burmaz și acum, burmaz chiar o să joace la ăștia. Wow, ce a decăzut Ajax-ul, frate, wow. Burmaz care a făcut un transfer bun că te-ai dus acolo, ia uite. Chiar joci, ești nebun. Hai să încercăm vechea noastră tactică cu 9-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 
Drax chiar îl vrea pe ăsta, hai, 90. Au acceptat 90 de milioane. Wow. 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 Poți să mă zic o dată? Wow. 90 de milioane pe Mudric. Bă, la ce speț a fost primul sezon. Aș fi vrut să-i mai dau o șansă, dar hei, 90 de milioane. Așa, da? Așa, da? Și totuși, doamne, ce a decăzut Ajax-ul și dau atâția bani ăștia pe omul meu pentru ce? Mai bine de 90 de milioane ți-ai construit așa toată echipa cu totul, de la KM, KB, toți jucătorii, știi cum zic? Nu cred. Ai, numai nu știu dacă... O picat. Bun. Nu s-au înțeles proștii la salariu, pe cât pui pariu. Da, nu s-au înțeles. Și de ce m-am bucurat așa? Pentru că vine Sporting, o altă echipă din Portugalia, pe Boloca. Bă, serios, ce se întâmplă cu echipele din Portugalia și cu jucătorii mei din România? Ia uite. Da, plus că 31 de ani. Ai, mă, că poate găsesc ceva la o reducere acolo pe câmbă. Ok, Sporting un picuț mai strânsă la buget acum, din câte se bine vede. Dar, da, ia uite, ne-am înțeles pe final. Totuși, 35 de milioane să-l schimb, my friend. Bun, ia uite, încă un posibil jucător care se transferă în Portugalia. Posibil, stai să vedem dacă se înțeleg la bani, la toate cele, știi cum zic. Pentru că ai văzut, ia uite, m-am înțeles cu Mudric și cu Ajax, dar nu s-au înțeles ei la bănuți. Într-un fel mă așteptam la ce sărăcie par la Ajax. Aveți voi bani de Mudric? De cumpărat, da, dar de salariu, ba. Ia uite-l, cred că el e așa. Da, Daniel Boloca, un alt transfer, ia uite, un alt român care se alătură celor de la Sporting, ia uite. Forță, Liga Portugaliei plină de români în momentul de față. Super, bun, sunt chiar happy de transferurile astea. Cât am? 30 de milioane, să zicem, plus minus. Acum, să văd dacă găsesc un mijlocaj de pe acolo, pe la vreo 30 de milioane. Mă, iar, ce putește să... ce nervante. Ok, așa mai pe buget. Aster Vranks, un jucător care îl țin minte și din FIFA 22 și din FIFA 23, cu un potențial genial, dar tot timpul era așa de overall tare mic, știi, și trebuia să găsești acel career mode unde să-l poți cumpăra, să ai și bani, dar să-l și evulezi. Țin minte că era și la AC Milan pe scurt timp, nu știu, era împrumutat cu opțiune de cumpărare, parcă, și na, nu prea a reușit să se infiltreze așa în primul 11, din păcate, pentru că eu îl văd ca un jucător foarte interesant,
Doar că face parte din jucătorii care nu, tare, nu și-au ales tare bine echipele, chiar și pe perspectiva asta de loan și la Milan, pe atunci când era Tonali, erau toți băieții grei, știi, grei. Noi tot timpul ne chinuim. Dar totuși era un lot cât de cât bun, dacă știi ce vreau să zic. Și asta este, asta este, aia. Eu l-am adus aici la noi la Rapid pentru că n-am bugetul și doi la mână, el era acolo și așa interesant și cât de cât tânăr. Erau alții cu overall de 83 și de astea, dar nu, nu, pur și simplu nu, pentru că nu, punct. Era bătrân, n-am vrut. Bun, deci cam asta să fie echipa noastră, n-are rost să o mai lălăim lungim, să vedem cum ne descurcăm în acest sezon în Champions League și mai departe, totuși echipa e mai frumoasă, mai solidă, deja nu mai văd un jucător cu overall de 70 și nu știu cât, deci e bine. Hai să vedem cum ne descurcăm în acest sezon. Wow, ce sezon, ce sezon, am stat aici atent și am zis, bă, nu, 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 gata, stop, incredibil, stop, în sezonul în care nu mi-a venit să cred ce am văzut. Bine, o demolare în Liga 1 a României, ceea ce nu ne mai surprinde, doar două meciuri legal și în rest niciun meci pierdut, fraților, numai victorii. Cupa Națională, din nou am câștigat-o, forță, cu CFR, care, ia uite, a fost ceva meci, 5-3, doamne, doamne, dar stai să vezi ce a fost în Champions League. Am început cu o grupă ușoară, Fiorentina, Atletico de Madrid și PAOK. Și nu mi-a venit să cred că, ia uite, Atletico de Madrid, toată lumea pe locul 3, merge în Europa League. Dar apoi am stat și am zis, stai mă, că deja nu mai trebuie să judec după denumirile echipelor. Suntem în 2031 sau așa ceva. Deja vedem Coventry și alte echipe de astea, Luton și mai știu eu ce, cu milioane și milioane de euro, care cumpără și investesc în jucători și ne trezim că echipele mici, de fapt, sunt mari. Și am trecut mai departe. Unde, ia uite, și Sporting a dat de Fiorentina și n-a reușit să treacă mai departe, din păcate pentru ei. Noi am dat de Liverpool, am zis că e gata. E gata, nu cred că iară dau de greu. Și cumva în ultimul meci s-a trezit echipa mea și a făcut un 4-1, 5-3 pe agregat. Am zis, ce face, mă? Am zis, du-te, bă, de aici. Dar nu doar du-te, bă, de aici. Când am văzut-o că o batem pe Real Madrid, eram gata, bă, să pornesc video, că nu o să mă creadă nimeni, că, ia uite, câștigă Rapidul asemenea meciuri pe sim. E ceva fantastic și incredibil. Dar ia uite mai sus, Fiorentina o bate pe AC Milan. Ce v-am zis eu, echipele astea mici, doamne, doamne. Trecem mai departe în semifinală, unde am dat de Manchester City și na, zi-to aci noroc. Ne bate City în ultimul meci, dar pe agregat a fost 5-5 și după care s-a ajuns la penaltiuri și am câștigat noi 4-2. La penaltiuri cu City și noi câștigăm, mă, Rapidul. Incredibil. Și asta înseamnă un singur lucru. Finală cu Inter. Unde am câștigat 4-1. 4-1, fraților. 4-1. Am rămas șocat, uimit. Am zis, wow. Băi, ce transfer l-am făcut, a ce mă de... Au rupt ăștia echipele mari din lume. Bine, din nou zic că am și avut noroc acolo cu City la penaltiuri și respectiv nu pot să zic decât că, bro, suntem în 2031, am zis bine. Și multe echipe, na, mulți s-au retras, multe echipe, nu știu, vezi că sunt multe echipe de astea mai mici care au investit mai mulți bani decât echipele mari. Dar, da, hai să vedem, statistici și evoluări. Vite cu un plus 1, să minte transfer request, lol. Borza în continuare un plus 1, 95 overall, frate. Borza, cred că dacă am jucat până la finalul acestui career mode, ar ajunge la 99. Pe bune, ar fi 100, așa, 100 din 100, ești nebun. Da, fantastic. În rest, uite, plus 1, plus 1, Hoțe un plus 1, Vidal un plus 1, Pante un plus 1, ăsta n-a oricum se retrage, Grameni un plus 2, uite, 85 overall, Vranx un plus 1, Hoylund un plus 1, Baram un plus 1, Listes un plus 1, Mudric plus 2, 87, doamne, Mazilu plus 3, 87 și el, forță și Rahmani, uitați-l mă, jucător din Kosovo, 88 overall, bă, ăsta e Cristiano Ronaldo, bă, direct, fantastic,
Suntem la goluri. Cine a fost golgeter? Rahmani. Vă zic, el a fost omul nostru. 44 de goluri, frate. Un atacant senzațional. Senzațional. Cât mă bucur că l-am adus înapoi. Când a venit și Mudică, a venit și Rahmani înapoi la echipă. Ia uite-l și pe Mazilu, ce transfer reușit am făcut față de Tsigankov. 36 de goluri. Din nou Modric mă cam dezamăgește, doar 23 de goluri în 60 de apariții. Slăbuț. Ia uite-l pe Listes, 15 goluri, 16 asisturi, e ok din poziția de cam. Ia uite-l și pe Vrang, 6 goluri, Borza 5 și din câte se și bine vede mai departe. Hai să dăm la asisturi, ia uite ungurul nostru Listes, ia uite-l altfel față de Giannis, treabă bună, urma de Masilu, Borza 11 asisturi, ia uite-l Mudric, Vranks, Grameni, chiar și Rahmani a dat 3 asisturi. Și da, nu ne-am uitat data trecută la jucător, la valoare. Borza este cotat la 200 de milioane. 200 legit. Wow. Rahmani acolo către 90 de milioane. Mazilu aproape de 90 de milioane. Mudric 77, Liste 74. Grameni 58. Și deja merge tot așa mai jos. Dar totuși, incredibil. Dacă ne vom duce la Office, unde e aici? Player Stats. Hai să dăm în campionat, Rahmani 29 de goluri, uite acolo și pe Mazilu, Mudric și el a dat o grămadă de goluri. La asisturi, uite cum mașii mustre, FCSB-ul cu asisturile, Liste și Mudric și ei acolo. La portar Lunin, lol, tare. Dar, da, wow, am terminat acest creier, mă, eu mai vreau să mai filmez încă vreo 2-3 episoade. Dar, hei, am câștigat Champions League-ul și cu toate acestea, câștigi Champions League-ul, câștigi Cupa României. Câștigi Liga României, Rapidul ce zice? Dislike. Da, Rapidul dislike și Mudică. Nu, bă, nu ne place de tine, pur și simplu. Nu. Stăm pe gânduri, poate l-aducem pe Miril Rădui, l-aducem pe Răzvan Lucescu. Eu știu, nu ne place și Mudică, pur și simplu. Nu, bă, știu că ai câștigat Liga întâi a României, Cupa, Champions League-ul, dar nu ești pe sistemul nostru. Da, sunt gluma asta mare la o parte. Sunt curios ce se va întâmpla în realitate, că pe zi ce alta și pe cursul acestui career mode s-au întâmplat multe cu Rapidul, bieții care s-au cam făcut de râs în play-off. Din păcate, nu știu ce a fost și cu decizia cu Lobonț, sper că e doar interimar. Cine știe, până apare acest video, poate deja s-au decis anumite chestii, că na, lumea fotbalului, eu filmez astăzi videoul, pun mâine sau poi mâine, deja ia uite câte se mai întâmplă, știi ce zic. Dar, da, le trebuie neapărat un antrenor bun și poate că zic o prostie, dar nu știu exact dacă au făcut bine că l-au dat afară pe Bergodi, sincer. Toți mai avem așa momente slabe, dar omul ăla totuși, când a fost play-off, play-out, încă a fost sistemul normal, a început el greu, dar după aceea ați văzut câte victorii și câte nebunii au făcut Rapidul. Totuși au ajuns în play-off, ceea ce, bro, totuși, e și el un plus mare. Dar, da, să vedem, totul e de bani, am auzit speculații cu Răzvan Lucescu, cu nebunii de genul acesta, dar Miramaș parcă a câștigat sau era pe locul 2 sau a câștigat, nu mai știu, că n-am mai urmărit în Liga Greciei, de ce ar veni, știi, când face treaba acolo, dar da, eu chiar cred că îl vor aduce pe Șumudică, dacă nu pe Șumudică, să vedem pe cine și pe cine vor aduce, sunt chiar curios. Dar, da, vă mulțumesc foarte mult că v-ați dat la acest career mode per total toate aceste episoade minunate și ne vom auzi în următorul career mode, care încă nu știu să vă zic ce voi face, pentru că mă așteptam să mai filmez cu Rapidul 2-3 episoade și, uite, m-a surprins această echipă câștigând Champions League-ul. Dar, totuși, am și ajuns în 2031, lol, am jucat ceva. Dar, da, vă mulțumesc foarte mult încă o dată, numai bine, pa, pa!